Bună dimineața! Bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt cum arată atacul de acarieni pe frunzele la păr și cum îl combatem. Uitați! Mulți am văzut că postați pe grupuri de socializare această problemă și vreau să vorbim un pic despre ea și să vă prezint niște produse care combatem acest lucru și prevenim, bineînțeles. Așa arată atacul de acarieni, unde înțeapă punctează cu roșu așa. Putem combate cu unul dintre aceste produse, cu Nisorun, în doză de 5 grame la 10 litri. Cel mai bine e să băgăm un tratament când stropim, preventiv, ca să nu avem această problemă. Sau Vertimec, ăsta e un insecticid acaricid. Atenție, un insecticid simplu nu combate sau nu previne acarienii, deci trebuie să fie un acaricid ca să-mi combate acarienii. Nisorul este acaricid, Vertimecul e cu dubla acțiune și insecticid și acaricid. Sau Milbegnoc. Vertimecul merge în doză de 10 ml la 10 litri de apă, iar Milbegnocul în doză de 7,5 ml la 10 litri de apă. Sper că a fost de folos acest video. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și o să vă țin la curent cu cât mai multe lucruri care vă sunt necesare dumneavoastră. O zi frumoasă și toate cele bune!